pentru alegerea noii conduceri. Emil Nea Lăcătuș a declarat că 10 organizații din județ sunt vizate pentru schimbări în cadrul conducerii. Pentru campania electorală se bazează pe localitățile Municipiul Bistrița, Teaca, da. Lechința, Scăinte-Ncalda, Reteagu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, Rodna, și eu, Măgheruș. Tiha Bârgăului. Năsăut. Și celelalte organizații sunt considerate? Bă, nu, sunt active, dar deocamdată vom marja pe aceste 10 organizații. Și mă bucur că pentru că e un lucru bun, ca acolo voi veni cu câte și câte probleme care sunt în județ, că romii noștri încă mai au probleme și sigur vin spre noi. Partida Romilor a hotărât să împartă județul în 5 zone de activitate. Astfel, fiecare membru al biroului permanent va avea o zonă de responsabilitate. De asemenea, reprezentanții romilor vor ca liderii din comunități să aibă o colaborare mai strânsă cu reprezentanții instituțiilor publice. Vrem să strângem toți reprezentanții instituțiilor ca să putem să, ca liderii când vin din județ, să-și expună problemele care le au în comunitate. Pentru că de multe ori se duc la primar, se duc la organele de specialitate din autoritățile locale și aceștia nu le dau indicațiile precise de fiecare dată. Și atunci este normal că el nu știe unde să se adreseze și cum să rezolve problema cetățeanului din comunitate. Și am gândit că ar fi foarte bine venite aceste întâlniri care noi le-am avut cu ani în urmă să le reluăm din nou. O noutate legată de Partida Romilor Pro-Europa Bistrița-Năsăud este aceea că la sediul partidului se vor monta camere web. Periodic, romii bistrițeni vor participa la conferințe online cu deputatul Nicolae Păun. Primăria Bistrița continuă toaletarea copacilor din parcul municipal. În cursul zilei de astăzi a fost tăiat un arbore care ar fi putut pune în pericol viața cetățenilor. Arborele tăiat era un adevărat pericol pentru copiii care se jucau în zonă, dar și pentru părinții care îi însoțeau. În urmă cu câteva luni, o parte din coroană s-a rupt și a căzut pe băncile din apropiere. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Conform purtătorului de cuvânt al primăriei Bistrița, Mihai Ruști, s-a constituit o comisie care verifică periodic parcul municipal și stabilește care sunt arborii care trebuie tăiați. Realizează tăierile arborilor avizați pentru tăiere de către Comisia de Specialitate. Amintesc că este vorba de o ultimă vizită în teren făcută de comisie în această primăvară, vizită în care au fost de altfel însoțiți de reprezentanții presei locale. Câțiva dintre acești arbori au fost tăiați zilele trecute. Înțeleg că și astăzi ați văzut un astfel de arbore. Vă asigur că este vorba de situații în care și-au dat un aviz favorabil toți membrii comisiei și mă refer aici nu doar la colegii din primărie, ci și la cei care reprezintă celelalte instituții abilitate în a exprima un punct de vedere în această privință. În următoarea perioadă, lucrătorii primăriei vor trebui să taie aproximativ 15% dintre copacii parcului și asta pentru siguranța trecătorilor. Talentatul pianist Remus Manoleanu vine la Bistrița. Toți iubitorii muzicii de calitate îl vor putea asculta într-un recital organizat de Societatea de Concerte. Evenimentul cultural va avea loc mâine la sinagogă. Societatea de Concerte le pregătește bistrițenilor o serie de surprize. Fundația Culturală va organiza în această toamnă mai multe evenimente care cu siguranță vor fi pe placul celor care vor să evadeze din cotidian și să guste din viața culturală a Bistriței. Mâine la sinagogă, începând cu ora 18, va avea loc un recital susținut de pianistul Remus Moldovan. Joi vom avea la sinagogă aici prilejul unui recital extraordinar susținut de binecunoscutul pianist român Remus Manoleanu, care va cânta un program Beethoven. Iubitorii de muzică clasică vor putea avea prilejul să asculte apasionat. Din dorința de a promova cultura în orașul nostru, Fundația Societatea de Concerte a hotărât ca intrarea să fie gratuită. Lista evenimentelor continuă cu o expoziție de cultură, cu un concert extraordinar susținut de orchestra de 12 violoncele, dar și cu un recital de muzică de cameră. Și fanilor muzicii rock li s-a pregătit o surpriză. În data de 23 octombrie la sinagogă va avea loc un concert susținut de Luna Amară. Intrarea liberă ca iubitorii de muzică să poată să își satisfacă această așteptare. Așa că toate concertele sau 99% din ele vor fi cu intrare liberă.
King bumping in the back. Wow. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Cattle to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Frederick, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride. Dip sweat, now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. Or like a G, without his chrome. It's hard to imagine, the homie dog in the jag. And he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too. În continuare, vă invit să urmăriți știrile din sport. Gloria Bistrița 2, ocupanta locului 6 în seria 6 a Ligii a 3, a întâlnit marți 6 octombrie pe teren propriu formația FCS Socâmpia Turzii, clasată pe poziția 3 în etapa a 8-a intermediară. Echipa a doua a clubului nostru s-a impus cu 4-1. Gloria 2 a deschis scorul în minutul 32 prin Andrei Enescu, oaspeții restabilind egalitatea în minutul 40 prin Siecoban. Albalbaștri au început în forță repriza a doua, iar în minutul 50 Marius Curtuiuș a făcut 2-1. Gloria 2 s-a desprins în minutul 55 când Alexandru Wagner a înscris din penalti. Dan Bozeșan a adus scorul la 4-1 în minutul 78, învingându-l și el pe moldovan din lovitură de la 11 metri. Pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hurloi urmează un meci în deplasare cu Gas Medan Mediaș 2 în etapa 9-a a Ligii a 3-a. Întâlnirea este programată vineri 9 octombrie de la ora 15. În urma rezultatelor înregistrate în această etapă, Gloria 2 a urcat până pe locul 3. Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cu cerul variabil. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 13 grade Celsius, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius. În luna aprilie ați demarat o campanie de ajutorare pentru cei care într-adevăr au nevoie, cei defavorizați din toate punctele de vedere. Ce ați realizat până acum? Da, este vorba de campania Dă mai departe, prin care